Palatul Copiilor Călăraș începe înscrierile la cercurile din oferta anului școlar 2020-2021. Acestea se vor desfășura până pe data de 30 septembrie 2020 la sediul instituției de luni până vineri între orele 9-17 sau online trimițând cererea completată pe adresa de e-mail a Palatului. Noul an școlar ne bate la ușă. Cum veți relua activitatea în aceste condiții atipice, în aceste condiții de pandemie? Mă bucur că ați venit astăzi la noi și mă bucur că doriți să vorbim și despre Palatul Copiilor, pentru că, într-adevăr, este un an atipic pentru toată lumea. Dar noi suntem pregătiți, pot să spun lucrul acesta. Este un pic, din anumite puncte de vedere legat de regulile acestea, e un pic simplu la noi, pentru că grupele sunt fixe, profesorii au fiecare clasa lui, putem să respectăm și distanțarea și pauza dintre grupe pentru dezinfecție, exact cum ne spune Ordinul Comun. Și atunci am reușit să achiziționăm și materiale, și mâini, și dezinfectant, și tot ce ne trebuie pentru a începe în siguranță. Într-adevăr, la unele cercuri, acolo unde se lucra cu copii mai mulți, gen 20, vom merge pe minimum de copii la cerc, minimul pe care îl prevede regulamentul nostru, astfel încât să putem să funcționăm pe scenariul verde. Prin urmare, noi îi așteptăm pe toți cu drag. Am postat pe pagina noastră de Facebook și pe site noua cerere de înscriere pentru părinți să o completeze dumnealor, să ne-o trimită online, cei care nu pot ajunge aici și, bineînțeles, și să fim în sprijinul lor, să nu ne aglomerăm aici la școală pentru acest motiv de înscriere. Prin urmare, le-am pus la dispoziție varianta aceasta cu înscrierea online. Deja copiii au început să se înscrie, știu că sunt dornici să ne reviziteze și noi vom face totul ca să fie totul bine. Profesorii sunt instruiți. Până pe ce dată primiți înscrierile? Înscrierile se vor face până pe 30 septembrie. Bineînțeles, în limita locurilor disponibile. Noi am pus așa o perioadă de timp, dar la unele cercuri deja au fost ocupate locurile. Da, pentru că, v-am spus, am în vedere că nu mai putem nici foarte mulți copii să înscriem. Atunci... Câte cercuri veți avea? Anul acesta oferta noastră are 13 cercuri. În mare sunt aceleași pe care le știți din anii trecuți. Oferim activități artistice, activități științifice, dacă îmi dați voi o să le enumer pe toate. Vom avea cercul de ansamblu folcloric, unde doamna profesorul Daniela Tudor desfășoară activități legate de instrumente muzicale, va face vioară, chitară, va face și canto, mandolină, xilofon. Dans modern, unde va lucra domnișoara profesor Vaciu Andreea, muzică populară, unde voi preda eu dansuri populare și canto popular, muzica vocală instrumentală cu domnul profesor Laurențiu Imireanu. Dumnealui va face anul ăsta mult mai multe lucruri de a făcut și până acum de altfel, dar anul acesta vreau să insistăm foarte mult pe orchestră Taraf, pentru că avem instrumentele și îmi doresc aici la Palat să facem taraful un pic mai numeros, să zic. Dacă anul trecut ne-au văzut călăreșenii pe scena de la zilele municipiului și au văzut pe copii și cât de mult au muncit să ajungă să facă ce au făcut, anul acesta vreau să dezvoltăm partea aceasta și atunci va face mai multe ore de taraf. Dar de asemenea va face pian, chitară, clasică sau electrică, tobe, muzică ușoară, canto, în fine, ce-și dorește copilul. Încercăm să ieșim în întâmpinarea lor cu absolut tot ce-și doresc legat de talentul pe care l-au. Matematică aplicată cu doamna Dumitru Veronica, cercul de electronică cu domnul Georgescu Constantin, care de asemenea va avea și grupe, cele trei grupe de robotică, pictură desen cu domnișoara Natalia Amza, care va avea și grupe anul acesta de artă decorativă.
Cercul este foarte căutat și atunci restricționând-o la 10 copii pe grupă, va trebui să aibă mai multe grupe și atunci va face și acest cerc. Muzică ușoară, vocală și instrumentală cu doamna Cristache Adriana. Aici copiii vor putea face ore de pian, de canto și de cor. Orchestra populară Taraf, exact cum am spus, cu domnul Imireanu. Cercul de modelism cu doamna Mereuță Valentina și de asemenea are și grupe de ecoturism. Machete construcții cu domnul Niță Laurențiu, de asemenea cu grupa lui de modelaj în nulut și în plastilină pentru cei mai mititei. Și bineînțeles cercul de cultură și civilizație engleză, care anul acesta, de fapt și am trecut, a avut o grupă de italiană. Doamna domnișoara profesoară are dublă calificare engleză-italiană și își dorește să facă și grupă de italiană pentru cei care doresc. Așadar, dacă vor, se pot înscrie și pentru acest lucru. Copiii beneficiază și pot participa gratuit. Gratuit, da. Toate cursurile noastre sunt gratuite. Condiția ar fi să fie înscriși într-o formă de învățământ. Exact. Exact. Ei trebuie să fie înscriși la o școală, astfel noi practic sprijinim efortul școlilor de a mișura abandonul școlar și eu zic că activitățile noastre chiar îi ajută să se apropie mai mult de anumite discipline pe care poate încă nu le înțeleg destul de bine. Aici vin de plăcere, pot să își dezvolte și alte abilități, alte talente pe care nu le pot desfășura la școală și, bineînțeles, se relaxează, pentru că chiar cred că au nevoie și de așa ceva. Există o limită de vârstă? Minim, maxim? Da, anul acesta încercăm să limităm un pic de la grupa de la clasa pregătitoare. Pentru că ceilalți mai mititei au nevoie de mai multă atenție. Trebuie să mergi cu ei la baie, nu poți să-i lași pe ceilalți nesupravegheați. Nu avem atât de mult personal încât să putem să acoperim regula aceasta, să zic. Și atunci am sfătuit profesorii să... De fapt, împreună am luat decizia în Consiliul Profesoral să înscriem copii cam de la grupa pregătitoare, clasa pregătitoare. Limita ar fi cam 6 ani. 6 ani, da, clasa pregătitoare. Da. Măști vor primi în cadrul instituției dumneavoastră sau copiii trebuie să vină pregătiți de acasă? Da, avem și noi asigurat aici un număr semnificativ de măști. Am primit de la Inspectoratul Școlar fonduri pentru achiziționarea acestor materiale. Pentru semestrul întâi, să spunem că suntem acoperiți. Cei care nu au, nu vin cu ea de acasă, eu știu, vor primi aici cu siguranță. Când veți începe, practic, primul curs, activitatea? Noi vrem să începem de luni, da, de pe 14 septembrie, așa este și normal. Dar în prima săptămână, bineînțeles că va fi săptămâna cu formarea grupelor, cu luat legătura cu părinții, pentru că până nu știm orarul lor de la școală, nu vor putea nici aici să stabilească un orar fix cu profesorii de la CERC. Și atunci noi vom începe de pe 14, așteptăm de luni pe toți aici, cei care nu și-au trimis fișa de înscriere să o trimită. Profesorii vor lua legătura cu cei care au trimis deja cererea, vor forma grupele. Sfatul nostru a fost, bineînțeles, să facă în așa fel încât copiii dintr-o grupă să facă parte din aceeași școală. Știți că aici la noi fiind copii din toate școlile și am încercat noi să fim prevăzători și astfel să nu existe niciun fel de risc, să încercăm să grupăm pe școli copiii ca să nu încască, eu știu. Știu că aveați cereri la un moment dat, sunt convinsă că și acum aveți, de la copiii care fac naveta. Cu aceștia cum vă descurcați? Ce program aveți? În mare parte nu ne-a deranjat programul. Practic ei, chiar dacă fac naveta, vin pentru școală și automat participă la noi la cursuri după amiaza. Dar noi avem program și sâmbăta. Prin urmare, cei care nu pot veni în cursul săptămânii
pot opta să vină sâmbătă, acum bineînțeles tot în limita locurilor, să spun, pentru că trebuie să avem grijă aici. Am stabilit ca fiecare grupă să intre decalat de celelalte grupe acolo unde sunt foarte mulți copii, deci nu vor veni toți odată, nu vor pleca toți odată, vom respecta și regula aceasta și sunt sigură că va fi bine. În medie, câți elevi frecventează cursurile Paradului Copiilor anual? Vorbind de anii anteriori, pentru că anul acesta chiar nu o să știu exact câți vom fi înscriși, până în anii anteriori au fost cam 1200 de copii înscriși la toate cercurile, având în vedere că unii din profesori aveau la grupă chiar peste 20 de copii la unele grupe. Ținând cont că fiecare profesor are cam 8-9 grupe pe cerc, atunci vă dați seama că se multiplică și de-aia ajungem la această sumă. Deci acești copii frecventau săptămânal. Numărul ăsta e așa de impact când îl aude cineva, 1200 de copii, dar acest număr este săptămânal. Pentru că copiii desfășoară aceste activități o dată pe săptămână la noi la Palat, doar cei care fac parte din grupele de performanță, care vin de câțiva ani și au trecut la, eu știu, alte criterii, vor ajunge în grupa de performanță și atunci ei vor face de două ori pe săptămână. Anul acesta fiind unul atipic, veți mai avea concursuri la care să participați sau până în momentul de față nu ați primit informații în acest sens? Da, până în momentul acesta nu știm exact ce se va întâmpla. Într-adevăr, anul trecut toate concursurile organizate de minister prin CAEN, CAER, CAEJ au fost suspendate. Acum așteptăm să vedem cum se va întâmpla anul acesta, dacă se vor desfășura măcar cele online sau nu. Deci chiar până în momentul ăsta nu știm încă, așteptăm date despre asta. Și așa că îi așteptăm pe toți cu drag. Vreau să le transmit și părinților încrederea noastră, faptul că suntem pregătiți să vină cu încredere aici, vor fi copii în siguranță și totul este spre binele lor.